Hai să vedem pe noua hartă. Seara de crewmate asta. Suntem spioni printre impostori, deci trebuie să convingem impostorii că noi suntem impostori și după aia să-i dăm în gât, cum ar veni. E harta nouă, submerge, nu e nicio harta nouă, de fapt e o hartă modată. E gigantică harta, nu știm să facem task-uri, nu știm nimic. Așa. Da. Ah, vrea să dăm așa, ok. Bă, ce task prost. Ce se întâmplă, mă? Cred că... Da, Teo părea că a dat kill acolo. Teo părea că a dat mare kill-an acolo. Ce se întâmplă, mă? Ce faceți? What the... Băi, ce mulți sunt. Deci, eu am găsit aici în central. Mai buguită harta, era... așa cred. Nu are cum să fi murit tata lume. N-ar, nu există. Băi, gen... Au căzut în voi, ce au făcut? Au... Băi, deci eu aici la... la masca aia, am văzut-o pe... Stai să văd. Ori am găsit sau Iceland, nu, cred că era în Iceland. Aia, nu știu, am votat Teo. Teo? Votez ce vrei, Zumi. Păi, stai, păi stai, hai să-l auzim și pe Teo, ce zici Teo. Eu l-am văzut pe Rafa că stătea pe un corp. Da, da, da. Am înțeles. Doamne, rog. Okay. Vă pup. Doamne, cel mai și știu. Teo s-a votat pe el. Nu vreau să știu. Bravo, Teo, ne-ai întâmplat aici, bro. Ce, Chester? Și partea amuzată era... Bravo, bă, bravo, Teo. M-am murit atâția. Bravo, Teo. Eu nu pot să se gândesc. Nu, eu vreau cel mai rapid meci de Among Us. Eu eram Eraser și tergeam rolurile. Și de ce eram cooldown? Mi s-a închis jocul, bă. Era cooldown sau care era faza? Ba da, gen era cooldown. Și cum am murit atâția? Deci eu știu doar că s-a făcut un kill la grămadă, cineva a mâncat, eu. Ah, Silent a mâncat corpul la grămadă. Și eu credeam că eu scurapă și am zis, hai mă frățiorul, și m-am dus și gen după aia mai dădeam erase și nu știu unde am făcut atâta, cred că Snake s-a murit singur. Mie mi-a apărut că a murit singură, așa mi-a apărut. Da, cred că s-a tăiat oxigenul sau ceva. S-a tăiat tox. Da, mă, da, da, da. De ce trebuia să tăi acolo? Deci, ia scuze, n-am văzut. Cred că mă uitam la setar la OBS. Să încarc căștile. Gesture, și să dați-mi o secundă. Bine, am avut. Mamă. Se aude gata. Bun, avem un ăsta interesant, pentru că noi blestemăm doi players și se omoare între ei. Foarte tare Warlock-ul. Chiar vreau să vedem cum funcționează, că n-am idee. Nu cu Dani. E mega OP. Bă, dacă Dani a picat iar impostorii, insane. Micușor, okay, ce faci viața mea din vent acolo? Deci nu Snake? Iar e mă Micușor pe vent? Nu, no, nu eu. Da, mă duc acolo, dincolo. Da, am dresit-o tot în ripost. Bă, Micușor e copil. Din greșeală am dat, am vrut. Băi, am văzut că Snake, eu am văzut că Micușor e bebe. Păi cum ai dat din greșeală? Că nu văd pe nimeni mort. Cum poți să dai report? Păi și ce? Am dat din greșeală. E bebe, n-are cum să fie impostor? Aveam task-ul la acolo unde e emergency room-ul și nu știu ce mă uitam eu la buton și am apăsat și am dat pe el din greșeală. Era mare și roșu și s-a plăcut, am? Păi tu, Teo, chiar l-ai văzut pe Nicușor ieșind din ventul ăla de aproape? Da. Și acum cred că se ducea înapoi. Bine, Teo. Nu știu. Dar sunt și alte roluri care poți să-și dea vent. Sunt o groază de roluri, aia e problema. Păi atunci, Nicușor, eu zic să-ți iei apărarea puțin. Eu nu am vrut să urc la cară, am reîncântit, am mers dincolo. Am vrut să... Bine, mă, Nicușor, eu zic că nu-i Nicușor. Și eu zic că nu-i Nicușor, nu știu nicio formă. Nu e inginer de la. Ok, hai să vedem. Și acum îl omoră pe Teo. Sper să-l omoră pe Teo. N-am. Ok. Ok. Bun. E cam unlucky, bă, ce emergency prost a dat acolo.
Trebuie să aștept 30 de secunde la cărs acum. God damn it, man. Avem ce să facem, stăm. Chiar vreau să văd cum funcționează cursul ăsta. Sunt mega curios. Ia. Fii atent, dăm așa. Dăm dăm lumini, nu. Dăm reactorul ca să se strângă lumea acolo. What? Unde nu l-ați văzut niciun genul? Bă, cine era acolo? Am apucat să văd. Bă, Rafaele, dar ați venit toți din dreapta, gen ați venit din dreapta. Stai mă puțin, stai puțin. E un kill făcut la grămadă. Mă, stai deci puțin, era... stai. Rafaele, deci voi ați venit pe la engine room și m-am dus sus către gap. Către gap room deci și era deasupra de brig acolo, exact la intrare la brig. Okay. Eu am o întrebare, acum ai mort și Silent, gen după ce am intrat în meeting. S-a întâmplat. Acum, fix am murit ce am. Nu era de la început, am fost la bă. Nu am văzut nimic, nu știu. Păi deci, dacă eram, dar i-am dat report lui Alexa. Oh, câte OP, Warlock. Dacă mureau amândoi, altcineva face kill. Dacă mureau amândoi în partea de jos, nu era Silent pe primul rând cu X. Ce? Silent, deci eram mai mulți la engine room, era și Silent acolo? Eu am văzut că a trecut pe lângă mine Snake, Silent și cu Rafa. Veneați toți de undeva din main hall, corect? Unde e main hall? Main hall-ul e lângă engine în dreapta. Da, am venit din main hall. Okay, da. De acolo am venit. Sami, da, venturile alea ce mai fac? Andresita, lasă tu venturile alea, nu te lua de venturi. Ia zi, Andresita, mă. Bă, frate. Ok. Am ajuns pe hall acolo. Era Rafa cu Ice Silent și s-a făcut un kill lângă mine, gen. Eu nu l-am făcut. Păi, dar Silent cu Rafa și cu Snake au trecut literalmente acum o secundă pe lângă mine. Asta și eu am dat urlu Alexa și Silent e mort. Eu a zis de Nicușor unde a trecut că l-a văzut un vent. Eu am văzut că... Dar dacă e Dani iar... De ce aș fi... No. Sau? No. Eu cred că e Rafa și a văzut kill lângă mine. Nu știu ce să zic, efectiv plecam. Cine impostorul are kill? Dacă făceam kill trebuia să fiu cu fața spre kill cum ar veni. Eu plecam în sus spre brig. Aia e chestia. Bine, hai, dăm skip. A scăpat frumos asta aici. S-a dat prea... Gen, s-a dat report instant, dar... Trebuie să dau Warlock-ul ăla să-l pun mai la distanță, că e prea aproape. Știi ce zic? Am dat prea aproape, dar e ok. E ok. O să mă duc și o să stau aici la safe. Vreau să stăm un pic afeca. Să ne refacem cărsul ăla. Să fie tare de tot. Dacă intru pe sabotaj... A, scad astea. Hai să închidem câteva uși așa la mișto. Să îngreunăm puțin treaba și o să tăiem communication. Oprim camere, oprim tot. Ok. V-a zis că cei playeri când se întâlnesc își dau kill, adică e oarecum interesant. De ce a pus portal aici? Bă, ce enervant e că nu deschide nimeni astea. S-a întâmplat. Așa. Unde? Ok. Ok, acum Silent pare că a murit ora asta, nu știu ce se întâmplă. Bă, eu nu știu ce se întâmplă, sincer, ai găsit corpul. Am o întrebare. Data trecută l-a acuzat cineva pe Danny Den, că n-am fost atentă din potare. Snake. Nu. Ok, deci Danny Den... Am zis doar că ar fi amuzant să fie tot el. Nu, acuz pe bune, gen, nu că așa o propunere. Dar mie mi se pare ciudat încă faptul că Silent a fost gen cu Rafa și cu Snake și a murit. Mie asta încă mi se pare ciudat. Să vă zic eu ce s-a întâmplat acum. Silent a murit ora trecută. Rafa, unde ne-am întâlnit noi? Deci nu știu, cred că sub comunicația eu eram acum cu Rafa în armorii. Da, făceam task-ul la armorii cu armele. Așa, eu am urcat spre brig și m-am întâlnit cu Rafa pe lângă engine room acolo, pe chestia aia. Și eu îl votez pe Rafa, să știi. Așa, și acum am ajuns aici la brig cu Mergen Volt și Danny Den a murit.
Păi și stai în fața mea și nu era altcineva. Ce deci am făcut eu, Dalina? M-am omorât cu gândul. Păi stai puțin, tu ai venit din partea respectivă și poți să fii vampir și să-l omori și gen și moare în 10 secunde. Exact de tura trecută, sincer. Eu asta cred, că a fost vampirul. Sami, vampirul nu omoară pe loc cum s-a omorât data trecută, n-are nicio legătură. Gen a murit da, pe loc. Păi da, vampirul nu știi, nu știu exact dacă a fost mușcat tura trecută silent pe loc sau acum am înțeles. Auziți, am o întrebare rapidă. Deci zic că e Rafa. Ok, votăm pe Rafa dacă vreți. Asta cu teleportul, ce se întâmplă? Cine poate să folosească teleportul? Toată lumea. Toată lumea? Da. Ok. Bă, ce aiure am dat. N-am știut exact cum funcționează rolul. Am crezut că două persoane își dau kill între ele. Nu. Tu selectezi o persoană și când apeși pe buton, persoana aia va da kill la cine e pe lângă ea. Are sens? Am dat kill prea repede. Trebuia să i-am dat tag-ul Andreista și trebuia să dau kill mult mai târziu. Și ea s-a dus fix în sus pe unde am venit eu. Adică a fost mega unlucky, n-a avut sens. Dar n-am știut cum funcționează rolul, că a fost prima oară când l-am încercat. Și acolo a fost... Bă, ce porcărie. Hai să vedem. Iar, șerif. Să facem legea. Legea. Ce să mai zic? Task complete. Trebuie să dăm kill pe cine credem că e impostor. Teo e trapper. Clasic, rău de toți, Sami. Ce s-a întâmplat acolo? I-am dat kill, i-am dat mare kill-ul de Sami. Făceam ce? Stai ce? Kill-ul de Sami. Pe ce rol? Era spy sau impostor, ce mi se părea că mergea cam ciudat așa, nu făcea niciun task. Ce? I-ai dat puțipul lui Sami fața? Cine era lângă mine? Era careva lângă eu mine. Eu eram. Tu erai. Adică vrei să spui că ești șerif? Da. Sunt un rol care poate să omoare. Impostori, să zicem. Tu ești, adică ești un impostor al impostorilor. Nu. Impostorul impostorilor. Dacă era Rod pe aici, ne zicea să ne gândim că e metal game ăsta, că poate de fapt Rafa e impostor și l-a omorât pe Sami așa. Și Sami era bait. Se poate și asta. Se poate și asta. Nu era bait. Rafa are dreptate, știu de rolul ăla de impostor de al impostorilor. Nu. Deci trebuie să mai fie un singur impostor. Acum nu mai știu că pot să omor și Spy, de exemplu. Parcă, dar nu mai știu. Poți să omori Jester nu, Jester nu. Nu, fii atent, dacă ești impostor, dacă ești impostor și ai spy în echipă, cum ar veni, poți să omori alt impostor, dar și să omori celălalt impostor din greșeală. Asta da. Că nu știi cine e spy și cine e impostor. Da, pe asta e rolul spionului, practic să iei regenerare pe impostor. Ok, mai am singur impostor. Pun și o întrebare mai de noob, după ce pun capcana și intră cineva în ea, unde văd, ce văd? Îți arată cu săgeata. Îți arată pe chat. Ar trebui să știi Teo că nu sunt, te-a scris sus de tot. Păi nu mi-a scris nimic pe chat, că de asta m-am uitat acum. Schip, că altceva nu văd, nu găsesc. Nimic in-game. Nu, aici ar trebui să scrie, primul rând. Nu mi-a scris adică, nimic. Dacă eu ne-ar kill guesser... S-ar putea să trească să calce mai mulți, că am călcat doar eu, Teo. Ok. Cred că de-aia, nu sunt sigur. Ar fi doar o persoană și un rol. Cred că era impostor, Sami, nu sunt sigur. Pare că nu face niciun task. Ok, bun, hai să vedem. Dă-te pe mult. A dat fake task la prosoapele alea și după aia a dat fake task și la showers înăuntru, adică... Sau a intrat și a ieșit foarte repede, deci n-am idee. S-ar putea să mor acum, că sunt impostorii cu ochii pe mine, da? Habar n-am. Fac task-uri și chiar dacă mor, știu că mi-am făcut datoria, măcar. Ok. Stai să dăm asta mai așa. Deci putem să dăm kill din nou, dar n-am idee pe cine. Zoomii nu prea pare că face task-uri. Cineva e impostor aici.
Holy shit! Le-am făcut pe amândouă, gen what? Bă, dar n-ați venit la reactor. Două kill-uri. Eu eram în cealaltă parte la wow. Să nu fi fost Sam impostor, mă? Nu știu. Depinde acum, că a durat și destul de mult runda. Eu am fost în partea la Cargo Bay și Lounge, acolo m-a prins, acuz la records. Da, chiar n-am idee. De-aia și în continuare da, facem task-uri. Doamne ajută. Păi... Hai, Dumnezeu cu milă. N-am nicio idee, bă. Impostor, asta, bun impostor. Și-a murit Zumi, deci nu era Zumi. N-am nicio idee. Trebuie să mă plimb mai mult pe hartă, cred. Și să încerc să dau un kill. Că n-o să ieșim la task-uri, cred. Știi de câte s-au făcut prea puțin. Bă, am și eu o mică problemă, scuzați că întrerup, dar dacă puteți să ajungeți la cockpit, cine poate să ajungă? Că am un bug care nu se rezolvă. În la cockpit și asta închisă. Vezi, Rafael? Da, reintră pe server și reintri după aia. Dar cum ai reușit, mă? Ce faci, mă, Teo? Dan era, bă, frate. Fresh. Kill făcut, okay. Efectiv, acum. Unde? El l-a făcut. Tot în zona cockpit, unde era și Silent. L-am văzut pe Nicușor. Ce era, mă, Sami? Efectiv, în fața mea. Era, bă, impostor. Nicușor era în showers. Danny Den. Eu am văzut pe Danny Den, Nicușor era în showers, am trecut pe lângă el acum. Bă, Danny Den, bă, m-am cuiat acolo. Eu nu știu cât Danny, Danny, stai un pic. M-a chemat Silent și m-a omorât Danny. Poți să zici, păi nu, eu vă zic, adică l-ai acuzat că a dat cuțit în fața ta. Are votul vostru sau nu, Danny Den, ca să știu cum stăm? E ceva, da. Ai, știi ceva, după, numai pentru că m-am omorât acum două ture, dau, da. Wow. Da, poate să nu fie, dar eu vă zic, adică nu văd cum ai putea să ajungi de la cockpit la showers, pentru că eu sunt în showers în acest moment și Nicușor a trecut pe lângă mine, venea din dreapta. Da, am trecut, da. Nu știu, adică, Dani, adică care... Bravo, Dani, a rezolvat. Dani are tragere la impostor, de-aia eu am votat. Eu cred că doar Dani și-a greșit persoana. Sau mi-a greșit persoana. Cum ai trecut pe lângă corpul meu și nu l-ai văzut, bro? Bă, Dani... Da, Sami. Ok. O să vrei să vorbești ceva sau nu vezi nimic? Dani are 3 mâini în locul tău. Bro, gen... Deci am curapa acolo mâncate. Dani, a zis bine, Dani. Chiar era kill fresh, el făcuse. Hai. Da, l-a dat fresh. Bravo. Bro, mi-a place să fiu vulturi, să mănânc badiuri, nu așa. Da. Se încheie seara cu impostor, bă, cum se încheie seara. Bă, dacă n-a picat Dani de 1000 de ori. Bă, de 1000 de ori a picat Dani, bă, de 1000 de ori, deci chiar meciul anterior a picat Dani. Și acum, tocmai ce am zis la Andresita, măi Andresita, pune și tu cooldown mai mare la ninja să stai invizibil. What? Bă, nu mă omori pe mine. Holy shit, puteam să dau kill, da? Hai că... Ajutor? M-am speriat un pic acolo. Opa. Nu, cine mai era în sus la cheie în acest moment? Că ni s-a dat camuflaj. Era multă lume. Eu eram la electrical, dar față de că nu știu cu cine eram. Suntem combo bun, că Dani e camuflaj. În moment la cheie, venea cineva din spatele meu, tu erai, Rafa? Nu, sunt jos. Cine era sus, mă, la cheie? Erați doi în spatele meu, că am găsit cadavru. Cine crezi că-ți spune Alexa? Nu spune nimeni Alexa, că sunt deghizați. E tocmai, ăia sunt safe, nu înțeleg de ce nu vorbesc, pentru că cadavru e jos pe punte, eu la asta mă refer. Ok, nu știu, unul din voi care v-ați dus în jos, ați făcut kill-ul, la revedere, skip. Skip, frumos. Păi, skip să fie, vedem tura viitoare. Păi dacă nu zice nimeni că a comandat Alexa un skip. Măcar la două persoane, dar n-au vrut să-și ia clear. Eu la Teo vreau să-i dau clear că eram cu el acolo în electrical, s-a dat aia de morphling. Da, dar eu vreau să zic că Teo nu cred că e impostor, că gen s-a dat morphling-ul și a stat departe de mine. Adică dacă era impostor venea spre mine ca să mă omoare. Ok, dar Iden, ai silent? Nimic, a? Eram în story. Ce? Măcar botează. Eu am fost la electrical. Deci am fost la electrical. Perfect. Ok. Hai să vedem. Că e mișto ninja-ul. Dai așa, bam, bam. Și bam, bam, dai.
Bun, păi așteptăm să se deschidă poarta aici de față. Și ne prefacem că dăm un fake task și stăm pe spate. Așa stăm. Ok. Și marcăm ținta, ne teleportăm invizibil, am omorât Legerenis. Singurul minus este să nu fie rolul la Bloody. Bloody. Bun, ia antenăm. Ne ducem aici. Și ne căutăm țintulica. Simt că nu m-a văzut că... Fii atent, Andresita. Fix în spate, unde? La intrare, vreau să mai spui dacă mai era cineva cu noi. Bă, nu mă lasă, Dani, să fac kill-uri, era frate! Era kill-ul fix la gates, că m-am întors după ce am văzut că ți-ai dat scan-ul. Nu știu iar de cât timp era. Iar ai picat impostor, Dani. Sincer, acum. Dani, Dănuțu. Votați-mă, vă rog, chiar votați-mă. Bă, bune. Da, asta nu ce ai văzut, mai zi o dată ce ai văzut. Nu era Dani, eram pe camere și nu l-am văzut. Era cu mine, faraon, când am fost, am fost cu Andresita. Și da, am văzut cum a făcut medscan-ul, eu am făcut chestia aia de potrivire la steroizi. Înainte am făcut ăla cu lava, vă spun tot traseul. Deci eu tot asta am fost pe security tot și nu l-am văzut deloc pe cameră pe Dani. Nu era Dani, că Dani era cu mine. Da. Era fix la intrare. Da. Nu știu. Bine. Skip atunci. A, forță, a comandat și Andresita un skip acum. Aici s-a comandat un skip. Am comandat skip de aură. Skip de aur, Nicușor. Bine, Nicușorul. Bine, mă, tata, mă. Facem și noi un kill match ăsta sau gen impostor, dar nu fac kill-uri. Ăsta e titlul episodului. Imposter. Zicem că ne uităm pe admin, așa că facem noi, umplăm pe acolo. Văd eu niște chestii pe tabla aia. Mă înțelegi? După aia plec eu de pe tabla asta și facem și noi lava. Gradele pe plus, frumos. Dau click acum. Plecăm, ne gândim așa. Și tăguim prima noastră țintă. De ce? Nu e absolut nimeni. Tăguim aici odată. Dăm așa odată. Și dăm asasinare. Am dat asasinare în cel mai prost loc. Ok. S-a încuiat laboratorul. Hai să încuiem și office-ul just in case. Cineva laborator și oameni în O2. Eu îl încui, eu îl descui. Mamă, ce mai speria, Snake. Da, ce mai speria tu, eu am început să fug de tine acolo. Badiul lui Andresita e în office. Deci stați așa, deci în eu office? Cu Rafa ne-am întâlnit și nu ne-am... Unde în office? Că am ieșit din office și nu era nimeni. Pe partea stângă office-ului, pe partea cu weapon și pe partea dreaptă. Eu m-am întâlnit cu Rafa și nu s-a întâmplat nimic. M-am întâlnit cu Zasami, deci dacă, nu știu, nu era în cooldown sau nu ceva... Nu deci, acolo. Deci unde... V-am pus astea, gen că mi-au călcat băieții în capcane. Deci în trapul de jos știu sigur că a călcat Rafa, Nicușor, Sami. Da. Am dreptate? Ok, în ăla de sus am călcat eu. Da. Cu impostorul care dă camuflaj și cu gesterul. Și aia e. Adică cine? Păi nu, eu știu doar cine a călcat jos. Da, dar zic că eu am călcat sus. Eu nu eu acum eram la camere. Era Sami lângă mine, nu știu cum a văzut. Samuelito, cred că este un ninja lău. Zici? Mustața aia. Eu așa cred. Brogen, nu sunt eu. Bă, eu îl cred. Nu e că a zis că nu e, adică de ce ar fi? Da, exact. Nu. Și tu, Daniele, ce faci? Faraonul îi se zice. Faraonul. Care a fost ultimul? Piramidă. Ultima a fost în O2, la ăla de dat cu noi. L-am făcut împreună. Bă, eu oricum am terminat toate task-urile, sincer, adică... Eu m-am dus să dau de roata aia. Faceți fantomele, faceți task-urile. Da. Sami cu Dani, cred că sunt. Dacă vă amintiți, Sami a luat apărarea lui Dani în prima rundă. Am scăpat așa prin... Dani nu e. Cine i-a mai luat până acum apărarea lui Dani? Dani nu e. Dacă... Ok, doar țineți cu ce am zis. Ai, lasă vrăjea la Teo Zechiu. Îl lămărâm pe Teo, dăm vina pe Sami și aia e GG. GG's.
Bă, dăteam kill așa frumos pe Snake, bă, băiatule. Și s-a dat emergency report ce s-a dat. Băi, frățică, băi. Ia zi, mă, Dănuțule, ești faraon, ești... Olea. Umplem aici noi, mă, înțeleg. Bă, nu te... Ia zi, frate! Ce-ați făcut aici? Cum s-a dat, mă, kill așa repede? A văzut pe Teo și pe Sami, efectiv, și ia zi, Sami, eu am făcut kill, nu? Bro, lasă-mi vrești, da, bro, lasă-mi vrești, bă, deși eu sunt, hai să-mi explic. Sami, spun că nu ai cum să dai pe mine, v-am scris în chat ce trapuri am pus. Ce rol ai de omori așa? Deci, fii atent, hai să vă explic, Deci, eu am venit în Odcoi, am urcat în electric. Ok. Teo a omorât, gen, a literalmente a făcut în fața mea. A omorât după electric. Vreau să-mi trepăr, nu are cum. Vreau să vă zic. Ai scris la vrăjeală. Sami m-a urmărit de la început. Ne-am dus în sus, am de la vizită. Nu l-am urmărit. Să-i dat direct, bro. Și de ce nu i-ai dat report, mă, dacă eu am omorât-o? Băi, nu știu ce să zic. Eu nu știu dacă e Teo, am dubii. Mă, și care e faza? Teo a zis că... Bro, ți-am pus în chat trapurile. Teo a zis că pune trepuri, aia e chestia. Adică ar fi ciut, trebuie să o joace mega bine. Bă, da, adică ca să fie el impostor. Amintiți-vă că cineva a zis că e Dani la început și Sami a luat apărarea, ăștia doi sunt, credeți-mă, Snake, Rafa, vă rog eu din suflet, odată nimerez. Bă, eu odată te cred, Teo. Știi ce faci? Pe cine ai votat? Pe Sami, eu te cred odată, Teo. Hai, pe cine ați votat? Pe Sami. Merg pe mâna lui Teo în seara asta. Bă, și eu la fel. Următorul e Dani. Următorul e Dani. Are logică ce a zis. Eu zici mână de aur, mâncați. Următorul nu mai e nimeni, că e over match. Da, felicitări. Ce s-a întâmplat, mă? Pro gamer. Ce, am dat un... l-am scos poza Sami. Goodbye. What? Ne-ai stricat episodul, Teo! Știi ce s-a întâmplat, de fapt? Eu am avut încredere în Teo, adică nu mai bănuiam pe Dani, îl bănuiam pe Rafa și pe Sami. Pe ei doi bănuiam. Deci eu și am încercat să-l omor pe Sami, că eram șerif și am murit. M-a stricat episodul, Teo. Eram eu cu Rafa, îți facem mâine. Bă, Dani, de ce t-ai picat în continuu? Bă, Dani! Ce s-a întâmplat și odată? Bă, stai mă un pic. Bă, cum face Dani atât de repede kill-uri? N-apucam să dau... Deja report. N-apucam. Oricum are hack de impostor. Holy. Asta, că ne descurcăm. Ne descurcăm, că e seara crewmate. Ce oare, mă, Zumi? Mulțumim. Ești ok, Zumi? Ce respiră, mă! Ok, Trapper. Bă, e bun Trapper-ul. Punem o capcană și vedem care ce rol are. E foarte useful, dar trebuie să punem capcana într-un anume fel. Să ne apară cu albastru dacă a picat cineva. A vrut Silent să mă protejeze, să pune lângă mine aia. A picat Silent în capcană. Hai mă să mai calce unul. Andresita, Silent cu Andresita au călcat. Și hai și un Daniden. Silent, Andresita, Daniden. Silent, Andresita, Dani, Den. Ce faci, mă, Dani, acolo? Iar Dani, deci nu cred. Unde? Ce fac? Unde? Rafa? Erai după perete acolo la spawn. Poate umpleste mar! Nu! Nu! Ok. Ce faci, mă, Dani? Stai că a pus frățiul Rafael okay. Blestem pe tine și a zis să văd a dacă merge. A pus umbleste pe mine, Rafa. Bă, ideea e felul următor. Avem un vultur meciul ăsta. Un vultur? Da, avem un vulture. Păi nu e niciun corp mâncat. Andrista, tu așa astea n-ai văzut vorbești. Nu e niciun corp mâncat. Dani Den e tăguit totuși, de ce să moară Dani Den? M-am dus. S-ar putea el să fie vultur. Eu aș avea o presupunere dacă vreți să mă ascultați. Crede-mă, bro! E, la începutul rundei, cineva nu era pe muci, a făcut... Da, e posibil să fie witch.
Zumi, tu ești... Că Zumi a stat pe lângă Dani Ben. Vreau să zic că Zumi nu sunt eu, bro. Zumi, da. Deci ce facem? Votul meu este mergem, către Zumi. Mergem pe mâna lui Teo. Dacă e Zumi, nu o să mai moră Dani. Deci Moș Crăciun. O să mă Moș Crăciun. Dacă, avem dacă încredere scos switch-ul. În tine, Moș Crăciun? Da. Ce-ar fi să fie... Să fie Dani impostor și să-l salvăm acum, să câștige meci. Da, că nu puteam. Îți garantez că nu e impostor, Dani. Ok, bine. N-are cum să fie că e blestemat, gen. Nu, eu sunt cu crewmate aici, așa scrie. N-are rost să divulg că sunt trefă. Alex a avut așa pe mut, gen. N-a zis literalmente nimic. Da, dă mâncare la pisică. Ia să vedem dacă moare Dani. Nu vreau să divulg că sunt trapper. Hopa. Dani e mort. Nu era Zumi. Holy shit. Da. Trebuie să pun capcana undeva și să știu exact cine calcă în ea. Înțelegeți? Dacă o pun aici și calcă toată lumea, nu merge. Silent joacă mega ciudat. Alexa, cred că o să calce acolo. N-a călcat Alexa? A călcat Sami. Trebuie să mai facem task-uri. Sami a călcat un trap. Nu cred că e impostor Sami. Ia-o cu Nicușor. Că vreau să-i dau bait lui Nicușor, ăsta un pic. Da, cred că vrea să mă omoare Nicușor. No. Nu e bine deloc ce se întâmplă. Ceva e neregulă. Da. Trebuie să mai pun o capcană. Ăștia am pus-o prost, că nu calcă ăștia. A călcat iar Nicușor. N-am pus-o bine. Ah, Sami Nicușor. Hai mă să mai calce careva în capcana aia. A călcat cineva aia. Sami Nicușor Andresita. Perfect, perfect. Trebuie să se dea report acum, ca să, că știu exact. Sami Nicușor Andresita. A murit cineva. Sami... Ok. Bun. Unde? Kill-ul a fost făcut în... Mamă, săracu, Rafa. Ceva mega important vreau să zic. Ceva mega important. Sub admin a fost. Avem trei persoane. Sami, Nicușor Andresita și avem trei roluri. Time Master, Jester și Witch. Așa. Sami, Nicușor Andresita. Unul din ei trebuie să fie și Jester și Witch. Eu n-am Jester și Witch? Ok, Zdei, că în primul rând poți de ce te țineai după mine non-stop. Tu te țineai silent, ești Jester. Rafa are de aia pe el, Rafa are de aia pe el. Da, repre. Cred că Nicușor mi-a dat asta foarte mult după mine. M-a urmărit foarte mult Nicușor. Da, am vrut să merg dacă ești tu. Nu ești. Nu știu, am crezut că Silent mă urmărea ca să vadă dacă sunt eu sau nu sunt și nu sunt. Nu, să zic unde e corpul? Da. Sub admin. Sub admin? Ia-i Silent. Ce ciudat că și noi tot acolo ne îndreptam. Nu știu, eu v-am zis. Eu zic că ești impostor? Silent, ai văzut că eu n-am văzut nimic fără mișto. Da. Ori e Jester, Nicușor, ori e Witch, că a stat foarte mult după mine și a și călcat în capcană și mi-apare că e Jester și Witch pe la capcană. Okay, și nu Time Master. Și ai călcat și tu, Sami. Și Andresita. Eu nu mă știu. Ah, da, eu am călcat la reactor. Eu am călcat la reactorul din dreapta, am călcat eu. Da.
Dar eu îl făcusem pe ăla din stânga și voiam să văd dacă e kill în ăla din dreapta. Eu aș zice Nicușor, dar nu sunt sigur. Hai să scoatem pe Nicușor și ce e el. E Jester gen, o să fie, o să... Sau e Andresita? Eu mi-e aici Nicușor. Eu nu sunt. Nu e Andresita. Ce sunt eu? Atent, Nicușor, Jester și s-a dus meciul. Ia Nicușor. Bravo băi Nicușoare! Dacă e Nicușor, nu trebuie să mor. Albina, tu ești? Nu. Băi, cred, mă! Bă! Bă, și era atât de bun cine meci! Era, mă? Eu Sam era, mă! Samuel era! Bă, da, eram! Ți-am pus Rafaele la reactor acolo, ți-am pus! Da, Rafaele, cine are lobby-ul? Să bagi... E prea insane! Alista, bagă și tu harta aia nouă, gen din mă, Silent, explică-mi, ce-i faci trollul, Snake? Păi canalul, bine? Dar eu nu-l trollam pe Snake, eu, gen surprinzător, avem aceleași task-uri. Trebuie să fii... Bine, mă, bine. Hai și noi un gestor așa la mișto. Frumos, frumos. Cum păcălim noi youtuberii că suntem gestori? Youtuberii nu se păcălesc decât foarte greu. Foarte greu se păcălesc youtuberii. Cum îi păcălim, e întrebarea. Trebuie să o dăm așa, odată că stăm pe camere și nu ne uităm pe ele. O dată la mână, dar nu știu cine o să observe astea. Nicușor e deja acolo. Snake, ultra mega turbo sus Snake. Gen nu face absolut nimic decât se plimbă. Nicușor a dat vent, ce-a făcut? Silent, își bate joc. Zic că nu mor aici. Ok. Ia zi Snake. Eu cu Andresita și cu... Nu mai zi nimic, Sam. Nu mai zi nimic. Zi, Snake, ce ai făcut acolo? Da, îl votăm pe Snake. Ok, s-a dat camuflare. Cineva s-a omorât pe... Ok, zi. Măi, Snake. Ce să fac? Am găsit acolo că a dat vreun pana mea. Era acolo. Da, ok, votăm Snake. Ok. Bun, deci okay. S-a întâmplat practic că a dat greșit Snake. S-a dat camuflare că probabil nu știe rolul exact și... O omoră pe cineva, Snake, dar era camuflat. Și după aia s-a dus camuflarea și... Okay. Torță. Am înțeles, torță, sincer, da, chiar da. Torță. Ok, recunosc, poate vorbea aici a fost... Când am crezut torță, că sunt camuflat, am crezut că sunt invizibil. Nu, nu trebuie să nu, gen, torță. Era prea rău, nu aveam nicio scuză. Se întâmplă, Snake. Mă, Sami, cumva torță? Băi, cumva torță. Alexa, gen, e torță? Da, hai să votăm și noi. Ce? Votăm, gen. Hai să votăm eu, Alexa. E Rafael. De ce mă... Dacă eram gestorul, ce bine era acum. Alexa, nu înțelegi ce se întâmplă. Da, e Alexa. Ok, fie fain, nu știu, jucam odat. Mut. Da, e Alexa. Puteam să joc diferit acolo, dar... Mă rog. Puteam să... Hai, știi care-i faza? Sunt gestor, nu sunt al treilea impostor, adică să... Snake oricum s-ar fi scos oricum, murea degeaba Teo, nu era în regulă, știi? Cum s-a făcut ăsta când nici nu s-a deschis ușa? E cineva inginer? Andresita pe camere. Andresita ne vede acum, vreau să o joc un pic așa... Doamne, ferește, mă. Și păzește, mă. Nu deschidem nimic, stăm, facem troll. Bă, zici că e lobby de nebuni. Ok, so...
Așa. Este Ice Island, pentru că eu sunt inginer, iar el și-a dat ventul pentru ca să se prefacă că e el. Bravo! Dar sunt mai multe roluri care poți să-și dea ventul, numai inginerul. Mai e spaiul, vulturele, cred? Tascurile putorilor. Vedeți ce votați că sunt primar. Bine, bro! Mersi de vot atunci, Rafaele. Primarul nu-și dă vent. Are cum să fie primar. Face troll, mă, Sele, nu înțeleg. Cum reușim noi să dăm clutch la match? Și nu, pe ultima 100 de metri să câștig eu mai chestia. Stăm, facem nimic. Spamăm râu, în caz că se dă vreun kill, să nu-l mănânce vulturele. Bă, dar m-a nebunit Silent. Bă... Cine era? Oh my god, pot să intri până... Sami cu Snake. Bă, ce făcea Silent tot match-ul? Bă, eu tot așa... Vulture, a zis bine, mă, Zumi. Eu campam să mănânc corpuri, dar nu se mai mănâncă cu corpuri, frate, nu se... Astăzi... Stai, e noaptea crewmate, non-stop crewmate. Crewmate media e aici. No one will harm you until you grow up. Deci suntem mega safe, nimeni n-are voie să ne omoare. Dacă ne omoră cineva, e over match-ul. Ok, deci noi chiar vrem să dăm Trollanis. Acum, trebuie vă un rol mega inteligent, mega important. Pentru că noi punem capcane și ni se spune rolul. Dar nu putem să punem capcanele chiar așa, oriunde, gen. Da. Rafa? Da. De ce nu dai report? Păi Alexa să ne spună că era prima acolo. Era Alexa înainte acolo care nu dăduse report, nu prea mai înțeleg. Ia da, kill s-a dus probabil în laborator sau sub laborator în vent. Deci Alexa. Nu, eu zic să dăm skip, sincer, dacă a zis skip. Skip. Everything about the situation. Ok. Da, s-a scăpat kill-ul ăsta, nu avem să-i facem. Vedem cu trap-urile alea. Rapper. Ne scade timer-ul la capcane, deci e ok. O întrebare e pe cine să prindem noi în trap. Dacă eu pun trap-ul aici, nu e bine, că intră toți în el. Știm? Îl pun aici între, că e perfect. Primul e Nicușor care... What? N-a călcat în el! Cum bă? A călcat Teo, Nicușor. Teo și Nicușor. Și Danny Dan, cred. Zesami, Danny Dan. Teo, Nicușor, Zesami, Danny Dan. Teo, Nicușor, Zesami, Danny Dan. Teo, Nicușor, Zesami, Danny Dan. Deja au călcat prea mulți. Sami calcă iar. Bun, murit, hai ca... Au murit doi oameni. Acolo, da, au murit doi oameni, asta aveam să vă spun. Ce? Nu am găsit niciun cadavru. Silent era sub și electrical. Când am intrat, da, am văzut scrisul gen. Făceam labirintul ăla de la antena aia. Ok. Atât. Eu am văzut pe Vitale că au murit doi oameni și... Avem așa, fiți atenți. Dar un kill e făcut acum, recent, pentru că eu când am apăsat pe Vitale era unul singur și a mai apărut unul. Ok, am scris ceva important pe chat. Da. Următoarele persoane au călcat în trap. Teo, Nicușor, Zesami și Danny Dan. Și mi-a arătat aceste rolurile? Trei roluri, da. S-ar de putea... doar trei? S-ar putea Teo și cu Nicușor n-ați călcat amândoi în trap, deși erați unul lângă altul. Păi și nu trebuie să dea patru roluri? Că dacă suntem patru persoane, cum asta sunt trei e chestia. Posibil Nicușor să nu fi călcat, deși era lângă Ven, ci a călcat doar Teo sau invers. Asta nu poate nu-ți mai apare prima persoană care a călcat, îți apar doar ultimele trei.
Da, nu sunt sigur, dar eu v-am zis, dintre cei patru suspecți sunt doi impostori. Ninja și vampir. Da, nu știu, eu nu-mi vor rolul acolo. Adică țineți minte, oricum rămâne în chat. Da, da, clar. Pentru că vampirul poate cu Șorz, Sami și Dani. Ok? Deci avem vampir, ok. Vampir și ninja. Deci ninja, ninja dă marc la o persoană. Ninja se face invizibil. Da, se face invizibil când omoară. Deci să moară. Nicușor, e. Nicușor, tu ești ninja? Nu eu. Da, nu e. Cred că e tu atunci. Păi, eu îl cred. Nu el. Mi-a convins. Damn. Teo? Teo. Da, Teo. Deci eu Silent cu Andrei. Silent, Andreista și Alexa safe. Ok. Ok, ori dăm throw maxim, ori e pe bune. Damn. Teo, Nicușor, Sami. Vezi, am prins prea multe persoane în trap-ul ăla. Da, am văzut bine. Bun. Îmi place că scad secundele aici. Mamă, și mai sunt doi impostori, vampiri și... Păi, e greu de tot să-i prinzi. Să-mi pun o capcană aici, dar nu știu dacă are sens. A, frate, și am vrut să plec. Ia, a zis Sami. Mi-a dat kill direct, putea să-mi dea cu ninja, putea să-mi dea mult mai complicat. Ah, ia că dau Andresita. Andresita a văzut ceva. Aoleu, Andresita. Bă, și ce clutch am dat, era Teo cu Sami, wow. Silent moare acum. Damn, n-are sens să mai fac task-urile până nu găsește cineva corpul. Bine, bă, Teo, și chiar era bine, Samuele! A zis bine acolo, a zis bine. Mă, primul win, ești nebun? A fost primul win ca impostorez? Nicușor, de ce n-ai dat report la corpul ăla? Wow. Nu vrea. N-am văzut.